Cea de-a 14-a ediție a Târgului Ofertelor Educaționale va avea loc la Iulius Mall și se va deschide la ora 10. Liceele din județ își vor prezenta ofertele educaționale pentru anul școlar următor. Evenimentul se adresează elevilor de clasa a 7-a și a 8-a, precum și părinților acestora, care au astfel posibilitatea să cunoască specificul fiecărui colegiu, liceu sau grup școlar pentru o alegere conștientă la terminarea cursurilor gimnaziale. Liceele își vor prezenta numărul de locuri pentru clasa a 9-a, materiile studiate, limbile străine predate, cursurile opționale, cadrele didactice, calificarea obținută după absolvire, dar și metodologia de admitere. La Târg se vor desfășura momente artistice oferite de instituțiile participante, testări psihologice și ateliere de dezvoltare personală. Evenimentul este organizat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava.